Cimitirul Vesel din Săpânța este unul dintre cele mai strani cimitire de lume. De obicei, oamenii se duc în cimitir să-și plângă morții. Și e plin de cruci gri, negre, care exprimă în tradiția noastră a europenilor durerea. Cimitirul din Săpânța este un cimitir vesel. După cum vedeți, toate crucile sunt albastre, iar un meșter popular numit Ioan Stan Pătraș, care din 1935 a inventat aceste cimitire cu aceste epitafe vesele, a creat un loc în care vin milioane și milioane de turiști. Se numește Cimitirul Vesel din Săpânța și a fost votat de către un prestigios ziar american, unul dintre cele mai stranii cimitire din lume, alături de Valea Regilor din Egipt. Welcome to Cimitirul Vesel! Bună ziua și mulțumim că ne-ați primit! Bună ziua! Cum a început ideea Cimitirului Vesel? Cine a venit cu această idee și cum s-a dezvoltat în timp? Da, cimitirul a pornit de la un țăran, să zic așa, cunoscut satului ca meșter, a lucrat de tânăr case și după i-a venit ideea de a face o cruce în cimitir. Și prima cruce care a făcut-o în cimitir a fost în 1935, după aia a venit ca să fie cunoscut și numele lui, era Ion Stan, și după aia a venit Pătraș, fiindcă la noi fiecare persoană are și un pseudonim, că altfel nu se cunoaște. Și a venit numele de Ion Stan Pătraș. În anul 1935 el a continuat ca să facă cruci pentru Cimitirul Vesel. Din 1956, cam atunci a început, și vizite de diferite personalități care au venit la Săpânță. Și a început publicații despre el, ce face el aici, nu făcea numai crucile pentru oamenii satului, făcea și alte lucruri interioare, pentru case tip țărănești, așa cum zicem noi. Era blidare, era lăzi, mese, scaune, dulapuri, multe lucruri care le făcea pe timp de iarnă, că el lucra crucile numai pe timp de vară. Și de atunci a continuat această muncă până în anul 1977, când s-a stins din viață. Dar este o contradicție. Cimitir, în general, e un loc trist în care oamenii vin și își plâng rudele, prietenii. Cimitirul Vesel, nu știu, așa, o contradicție la prima vedere. Da, deoarece, dacă vedeți dumneavoastră, dacă intrați într-un cimitir, în altă parte oricare, vedeți o culoare mai așa, mai cenușie a cimitirului. La Săpânța este singurul loc în lume unde poți să râși și de moarte și de coloristicul crucilor. Deoarece, dacă se vede în general, crucile sunt vesele, nu sunt triste. Nu o să vedeți mult negru, multe culori închise, sunt culori vii. Și datorită faptului că acele pătrund în ochiul omului, aia aduce bucuria de a vedea lucrarea, nu a unui obiect care este cruce, dar nu este acea cruce care reprezintă Săpânța. Și cum au găsit localnicii? Exista o tradiție cu și înainte de a face într-un fel haz de moarte? Nu. De aici a pornit de la o student care și-a dat doctoratul, aia s-a întâmplat în 1956, a venit aici la Săpânța, l-a găsit pe acest om, a stat de vorbă cu el, a văzut că ce face și a găsit câteva cruci în cimitir. Că atunci imediat a mai făcut câteva la mai multe persoane. Și acea domnișoară sau doamnă franțuzaică care a ajuns la el, a avut Transilvania. Și făcând materialul care era pregătit pentru asta, s-a dus în Franța și a început să publice ceva în legătură despre Transilvania. Și a văzut câteva texte de pe crucele din Cimitirul Vesel, unde acolo spunea, a lucrat cu, s-a ocupat cu, era un scurt istoric a persoanei. Și de aici a pornit.
Că spune așa, dacii liberi întâmpinau moartea cu râsul, nașterea cu plânsul. De ce? Cel ce se naște va fi asuprit, cel ce moare merge în rai. Așa știa și lumea de atunci, că tot cine moare va ajunge în rai. Și de aici a pornit. După aia, Radu Bogdan în 58 a venit cu un articol care, crezi, nu i-a dat atunci denumirea de cimitru vesel. Era Ion Stan Pătraș, sculptor de cruci. Și prin asta, prin mai multe articole care au apărut, a devenit și acel cimitir vesel care se găsește la Săpânța. Și cu timpul Ion Stan Pătraș a făcut poarta cimitirului vesel și pe poartă scria: acest cimitir a fost creat în 1935 de sculptorul Ion Stan Pătraș. Ion cum era ca om? Ca om era, din toate punctele lui de vedere, era un om, cum să zic, așezat, dar foarte iute. Era și la vorbă și la orice, era foarte iute. Eu fiind copil, eu am lucrat cu el de la vârsta de 9 ani. Până la 14 ani, el m-a format. Datorită lui eu sunt aici, că altfel, dacă nu eram format de el, cred că nu ajungeam aici. N-am fost numai singur, că noi am fost mai mulți elevi ale noastre. Și dacă vedeam că, vedea el că nu ne ținem de mult, ne scoate afară. Azi nu mai lucrați cu mine, ne scoate afară. Și după ce veneam iar, ne făcea desene sau făceam noi și după desenul lui, noi lucram. Așa ne-a format și din eu după 8 clase de aici am plecat. Nu mai am stat să continui și am făcut o altă meserie. În mecanică, n-am avut nicio tangență cu lemnul. Dar ce s-a întâmplat? Eu am făcut școală la Timișoara și am lucrat la o fabrică de mobilă în timpul meu liber. Și acolo m-am perfecționat. Acolo am avut ocazia ca să cunosc mai multe lucruri care aici nu le-am învățat. Așa m-am format și în timpul stagiului militar el a murit și eu m-am liberat în 77 în iunie, el a murit în martie pe 23 și din 77 din iunie sunt continuatorul acestui cimitir, care n-am părăsit niciodată această casă. Am stat cu soția lui 3 ani de zile, că a murit după 3 ani după moartea lui. El a avut și două fete care nu stăteau aici, stăteau în Sighetul Marmației. Și am rămas continuator și m-am ocupat și de casă, m-am ocupat și de cimitirul vesel, acolo am avut multe crucea când pleca de la mine, eu mergeam pentru asamblare și tot absolut să mențin meu. Și așa am format mult mai mult, mai ordonat cimitirul vesel. Am încercat să ridicăm crucii la un nivel mai înalt, ca omul să nu se aplece la citit și asta. Sunt multe lucruri care după moartea lui le-am făcut. Și mi-a făcut și modelele mele, care eu am preluat de adânsul, dar mi-a făcut modelele care am încercat să le duc mai departe. Și sunt mândru că am ajuns până aici. Deci cimitirul continuă să se extindă? Tot timpul. Cimitirul n-a stagnat. Cimitirul a mers mai departe datorită faptului că oamenii satului au comandat, că dacă nu comanda cruci, sau nu se făceau cruci, nu putea să meargă mai departe. Dar așa a început să se formeze și s-a dus mai departe, unde, pe timpul, să zic, lui Ceaușescu, eu am fost premiat, am avut multe premii luate de, cum era atunci, Cântarea României, participam la multe expoziții în țară. Și după aia am avut expoziții externe, care mergeam în expoziții în mai multe țări. Și tot așa și am dus faima cimitirului, unde am ajuns în 2002, locul 2 în lume ca unicitate, după Valea Regilor. Unde am primit o pagină în New York Times, unde povestesc cu istoria cimitirului, creația lui Ion Stan Pătraș. Niciodată nu i s-a pierdut numele, ci a mers în funcție și de meserie, a mers mai departe. Aveți urmași? Eu mi-am format. Eu din 78 am fost profesor la Școala Populară de Artă din Sighetul Marmației, unde mi-am luat 7-10 elevi și formam în timp de 2 ani. Dar cu timpul, știți cum,
venea familia și spune, mă, copilul nu-i pentru asta, are altă înclinație. Și să, copiii să, să lăsau, e foarte greu să ții dacă n-au înclinație în această meserie. Dar acum, sper, eu zic că să mai continui, dar spre sfârșit îmi pregătesc un elev care este strănepotul lui Stan Pătraș, îl cheamă Stan Ion Pătraș și vreau să-i dau și numele și meseria. Și atunci eu sunt mândru că am cui transmite mai departe. Multă sănătate! Mulțumesc! Să faceți cât mai multe cruci! Eu zic cât mai puține, nu este o problemă, dar asta, asta e în funcție de cum ne vine ceasul. Când ne vine ceasul, nu spun nimic. Asta e. Un lucru e sigur, toți de aici o să ajungem cândva la cimitir. Sigur că da. Să sperăm cât mai târziu. Niciodată nu știu ora. A existat, au existat alți meșteri, să-i spunem, care au vrut să vă copieze sau să copieze ideea cimitirului? Nu este, nu este stârpit încă. Sunt, care încerc acum să facă acele chiciuri, care merg în chiciuri deja, nu mai merge. Vin cu mașini, vin cu... Aici în Săpânța sau în alte sate? Am și aici, am avut, a venit unul din Australia care mi-a fost mie coleg aici și a început să facă, să simte în cimitir că se, se duce în altă parte lucrările. Da, sunt multe lucruri, am încercat să protejez această meserie prin a face marcă înregistrată ca să se mențină tradiția, ca cu timpul o să se pierdă. N-am putut, n-am rezistat în fața instanței și așa că eu ce pot, pot să păstrez încă originalitatea, de aici încolo nu știu. O să fie treaba urmașului dumneavoastră. Asta depinde acum, depinde de el și depinde și de autoritățile care o să intereseze în ce direcție va lua acest cimitir. Vorbind de autorități, eu cred, mă rog, m-am plimbat un pic prin Săpânța și văd case mari, frumoase. E, pare prosper satul, cel puțin din afară. Bănuiesc că o bună parte din prosperitate vine datorită cimitirului. Și datorită turiștilor care... Da, bineînțeles, aici pe timp de, de, să zic, și iarn și vară, noi avem turism foarte mult. Acum cu pandemia s-a scăzut un pic, dar totuși avem. Nu este stârpit satul de, de turist. Dar ce se întâmplă? Nucleul aduce bani și banii ăștia trebuie investiți și omul ce face? Își ridică case și fac asta. Dar vedeți, banii de la cimitirul Vesel, care se strâng în cimitirul Vesel, nu se folosesc pentru cimitir, se folosesc în alte împrejurări. S-a dus la biserică, s-a dus la mănăstiri, s-a dus și cimitirul a rămas într-o oarecare măsură mai neglijabil. Și așa că eu m-am retras un pic din direcția asta a cimitirului și lucrez numai crucile de aici și crucile pleacă în, la cimitir. Familia vine, o ridică de la mine și eu mă duc și mă uit numai prin cimitir ce se întâmplă cu aceste cruci. Și a început ca să fie diferite... cum să zic, sunt firme de astea care vreau să preia restaurare, nu? Dar nu, nu merge așa. Vine și preia și face restaurare, că nu cunosc tehnica de, de lucru. Tehnica e, nu e grea, de, dar e, sunt niște preparații de vopsel, niște care n-au durabilitate. O faci acum, peste 2 ani vine și iară trebuie să o facă. Și de asta sunt niște lucruri care noi trebuie să le apărăm. Și o ultima întrebare, am văzut și această cameră, dar mă rog și crucile, sunt pictate cu albastru, cu foarte mult albastru. Există un albastru de Săpânță, așa cum să zic, există albastru de Hovoroneț și ce înseamnă albastru de Săpânță? Da, e, albastru de Săpânță vine de la camerele tradiționale care le-a păstrat țăranii de la Săpânța. Prin, să zic așa, mulți ani în urmă, casele interioare se vopsea în albastru. Și de aici noi, eu stau în pătrat și am văzut că nu merge nicio culoare crucilor. Încerca negru, nu merge, că nu e. Și am format acest albastru și încercăm să-l păstrăm acest albastru care l-a preparat el. Și de aia și spune albastru de Săpânța, fiindcă el l-a legat între casa lui și
albastrul crucilor din... Că spui, intri în ocean, vezi cerul, vezi tot ce vrei, vezi și culoarea de unde... Și cum faceți culoarea asta albastră de cruci? Da, asta este o problemă mai... A, e secret. Da, fiindcă este o combinație care trebuie să o formez. Am înțeles. Și pentru că proiectul nostru se cheamă Via Gastrocarpathia, eu am văzut și la Șef la cuțite. Am participat la multe emisiuni, am avut multe expoziții în țară, așa că am luat și cuțitul de aur, este aici, îl păstrez ca o amintire a acei emisiuni, se poate vedea, este, îl păstrez aici. Turiștii care vin mă găsesc, le arăt și cuțitul, că sunt curioși cum l-am luat. Deci sunteți și bucătar, șef, nu numai... Da, am luat datorită mâncării tradiționale de la Săpânța. Deoarece eu aici, nu intru mult în istorie în urmă, am fost și director de cămin și aici am primit foarte multe delegații unde făceam un mic dineu. Am avut foarte multe personalități care au ajuns la Săpânța, am făcut serate. Vă dau câteva nume, așa, dintre cărturarii mari, Romul Zulpescu, Alexandru Raicu, Virgil Carianopol, Nikita Stănescu, Romul Zulpescu, Adrian Păunescu. Aici a fost un loc unde veneau, stăteam sirile, mai povesteam multe lucruri despre Maramureș. Și eu totdeauna am fost în mijlocul lor, fiindcă textele de pe crucile mele care le făceam la Săpânța ajungea în revista Flacăra la UNES. Și acolo, de acolo eram mai cunoscut un pic, care... Deci sunteți sculptor, poet, că... Sculptor, pictor și poet, fiindcă merge meseria de sus în jos. Sunt Dumitru Pop, sunt sculptorul cimitirului Vesel. Vă vedeți în casa memorială Ion Stampătraș, unde sunt continuatorul acestei meserii. După acea fotografie puteți să-l recunoaște și aici. Sunt poze de familie, prieteni, da. Oameni care au returnat pozele care au trecut pe la noi. S-a născut în anul 1908 și a început în anul 1935. Nu s-a știut scopul, de ce a început sau de ce a făcut, doar că era tâmplar de meserie. Tot ce vedeți aici în casă, de la mobilier, rame, cuier, cum se spune la noi, două, da. Trei icoane, este acolo Adam și Eva Sfântul Gheorghe, deasupra sunt farfuriile care deja le-ați văzut, scaunele care reprezintă viața unui proaspăt cuplu căsătorit, cunoștința, dragostea, logodna și căsătoria. Și bineînțeles tablouri, picturi, care le-a realizat pe parcursul timpului, sunt scene din viața de zi cu zi. Un om care își pândește femeia pupându-se cu altul drag, un om care nu are grijă de copil numai cu țuica la gură. Avem obiceiurile de nuntă, portul tradițional care este foarte evidențiat. Viu vie, putem spune că iese în evidență, roșu, galben, verde utilizăm ca și culori și albastru. Albastru, o culoare specifică, albastru de Săpânța se mai numește. Mai de mult interiorul caselor, vedeți și aici, totul era decorat în culoarea albastră. Reprezenta cerul, era asociată cu cerul, cu divinitatea și așa oamenii își exprimau credința față de Dumnezeu. În anul 1977 a decedat, la 69 de ani. De atunci continuă tata, l-ați văzut afară, da, și am vorbit cu el. Ați vorbit, dânsul a avut două fete. Fetele nu au continuat, nu au dus meșteșugul mai departe, nici nu este un meșteșug pentru fete, suntem realiști, pentru că toată lumea întreabă de ce fetele nu. Este se foarte implică. Greu. Da, foarte greu. Și de atunci continuă tata, au fost ele, pentru că am învățat mai mulți copii. Cimitirul Vesel din Săpânța este unul dintre cele mai faimoase cimitire din lume. Nu există listă de cimitire faimoase în lume, alături de necropola faraonilor din Luxor sau Père Lachaise sau cimitirul în care se odihnește Vita Perón în Buenos Aires, ca să nu fie și cimitirul Vesel din Săpânța. Se află pe harta turistică a lumii, așa că merită să-l vizitați și voi.